Luptătorii liceului cu program sportiv au participat în weekend la Mangalia la prima etapă de calificare pentru campionatul național individual. Cei mai buni 12 sportivi pentru fiecare categorie de greutate își vor câștiga dreptul de a merge la turneul final. 4 dintre sletinenii prezenți la malul mării au avut evoluții bune, în urma cărora au luat o opțiune importantă de a obține calificarea. Noi am calificat 4 sportivi. Chioruiu Adrian la 50 de kilograme, la 54 pe Gheorghe Victor, la 96 Dumitru Robert și la 120 Cotenenu Adrian. Competiția a fost destul de tare, simte, la nivelul ăsta se strânge cercul, adică valorile deja sunt mai bine structurate. Au fost însă și luptători de la LPS pentru care lucrurile nu au decurs la fel de bine. Mirica Nicolae, 60 de kilograme, ar fi fost și el printre favoriți, dar sorțul nu l-a avantajat aici. A picat între doi sportivi care sunt cu 2 ani mai mari decât el și a pierdut în primul tur și n-a putut să mai prindă calificările. Iar o veste tot așa un pic mai dezamăgitoare, Dumitru Robert s-a lovit la genunchi și are, cred că necesită o intervenție chirurgicală. Al doilea turneu de calificare la campionatul național individual de lupte greco-romane pentru juniori 1 se va desfășura săptămâna viitoare la București.